Bun. Hai să încercăm o treabă. Să mă așez și mai comod. Așa, bun. Ce faceți, mă, bandiților? Astăzi, pentru a doua oară, facem acest Q&A, pentru că ultima oară s-a auzit foarte, foarte prost, așa că am mai schimbat odată microfonul. Și mai încerc o dată. Bun, deci, văd în vedere că au venit foarte mulți abonați și am primit foarte multe întrebări, aceleași întrebări, m-am gândit să fac un alt Q&A în care să răspund la cât mai multe întrebări. Am aici pe telefon toate întrebările voastre. Nu o să răspund la toate, evident. Am deschis eu aerisirile. Începem? Hai, să-i dăm drumul. Așa. Sunt aici la pădure, cred că vine ploaia. Avem așa, Iulian Pitiga. Ce motocicletă ți-ai dori? Nu contează banii. Nu cred că aș lua o singură motocicletă, mi-aș lua trei. Pentru una sport, una de stradă și una de pădure. De ce te-ai apucat de motovlog? Habar n-am, nu știu să-ți răspund când o să faci un giveaway. Ce vrei să-ți dau? Ce aș putea să dau? Bote Andrei, dacă ar fi să-ți poți lua un motor nou, care ar fi același, de ce? Cred că un BMW 1200 GS, cred, dar nu. De ce? Pentru că e foarte mișto. Nu mi-am prins casca. Intrepid Ionescu mă întreabă cât costă. Hai că trec doi raceri. Intrepid Ionescu mă întreabă cât costă costumul racing de la Sparco. 1000 și ceva de lei a fost. Ai Alpine Stars în Chișoare? Nu, aveam șosete la poze. Nu am încă ghetă de raliu. Trebuie să-mi cumpăr. Robert, eu nu ții măcar $5 pe lună? Nu, dar pe pământ aproape. Tudor Moaleș, ți-ai lua un enduro? Dacă da, care ar fi acela? Mi-aș lua, sincer, dar nu știu. Costă foarte mult un enduro. Și mi-aș lua un KTM, cred că am auzit că e destul de ok. David Moșincaț, banditule, te-ai gândit să faci motovlog cu abonați, adică cei care au mobre să facă cu tine motovlog și să te întrebe ce doresc, să discute subiecte propuse de abonați în comentarii? Am gândit, dar nu știu pe nimeni care să aibă motocicletă și e foarte greu cu discuția între doi motocicliști, mai ales să și înregistrezi din ambele părți. Am încercat cu Naked Dude, n-a ieșit mare lucru. Justinian Proca, ce simți atunci când conduci motorul? Eu mă relaxez. Intri într-o altă lume, te simți altcineva? Nu, sunt tot eu, natural, ăsta sunt. Atâta pot, atâta mă duce pe mine cap. Bogdan Răzvan, de la câți ani ai visat să conduci o motocicletă și de ce ți-ai dorit treaba asta? Cred că de m-a prins microbul ăsta cu motocicletele acum vreo 4 ani, 5 ani, ceva de genul, când m-am dat prima răpună ATV. În rest, chiar n-am avut treabă cu motocicletele. Bogdan Răzvan, de la câți ani ai visat să conduci o motocicletă? Asta am zis-o. Roca Paul Cristian, de ce bandit? Nu știu, întreabă-i pe băieții de la Suzuki. Ei au pus numele. Ștefan David Văleanu, ce preferi într-un supermoto și banditul tău? Păi, din moment ce am bandit? Imaginează-ți. Robert Cristi, care e motocicleta visurilor tale? N-am așa ceva. Fotache Cos. O să vii vreodată într-o Beta Turnu Severin? Slabe șanse. Alex Harp, dacă ți-ai schimbat mobra, ce nume îi pune canalului? Păi, tot bandit, cum zice și Intrepid Ionescu. Paul Eddy, am văzut că întrebarea asta mai des, mai e de câteva ori. Dacă ar fi să-ți cumperi un chopper, ce model ar fi? Nu sunt fan chopper, deci slabe șanse. Ștefănești Bike, ce cameră de acțiune îți dorești pe viitor? Am GoPro, odată luat GoPro, nu-ți mai cumperi altceva. Așa, Adriana Stoica, ce faci? Încerc să fac bine, tu? Ce faci? Andy, ce ți-ai dori mai mult să faci? Să pilotezi mașina de raliu sau să mergi pe mobră? Păi, mașina de raliu e un sport, mobra e de relaxare, deci sunt două chestii diferite, de ce să aleg între ele. Cosminuț Rider, cum te vezi la bătrânețe? Probabil mai alb în cap. Lucas Ciprian, Suzuki bandit sau Yamaha R6? Din moment ce am bandit, deci eu zic că e clar. Dani Flavit, îți plac motoarele de teren? Cross sau enduro? BMW sau Audi? Sarmale sau salată de beof? Luăm așa, cross sau enduro? Sincer să fiu, nu știu care e mare diferență între ele.
BMW sau Audi, aș merge pe BMW. Sarmale sau salată de bio, sarmale clar. Mă întreabă lumea când o să merg prin diverse orașe. N-am nimic plănuit, dar Cristian Niculescu N. Când îl pensionez pe bătrânul Bandici, care va fi următoarea mea obră, la ce te trage inima? Nu m-am hotărât încă. Și de pensionat, nu știu, nu cred că o să-l pensionez, că e destul de tinerel. Alex Barbu, vrei să schimb Banditul, care va fi următoarea motocicletă? N-am chestia asta în plan, dar o să vedem. Probabil la un moment dat o să mă plictisesc și o să-l schimb. George Todea, care va fi următoarea tobă pe care o montez? Am pus deja asta stoc, se vede, e ok. De ce Bandit? V-am zis, întrebați pe băieții de la Suzuki, care a fost prima ta motocicletă, o Gilera DNA de 50, un scooter, de fapt a fost, care arăta ca o motocicletă. Răzvan Nădejdei, să faci vreodată face reveal? Slabe șanse. Marian Alin, face un fan mitic în Brașov? Bă, nu sunt destui fani încât să fac treaba asta. Motociclete super sport sau naked? Mă întreabă Cătălina Dumitrache. Pentru oraș, aș zice naked, dacă vrei să te dai pe pistă, super sport, clar. Norbert Frământ, Mr. Bandit, informează-ne și pe noi despre planurile tale de viitor, cu care o să ne delectăm. Păi, sper să fac să fie bine. N-am planuri de viitor. Cel mai probabil o să mă plimb pe undeva anul ăsta. Nu știu încă pe unde, când, de ce și cu ce motiv. Aș vrea să mai pun pe canal câteva clipuri de la coastă, de la cu mașina de raliu. Da, vedem, în funcție de bani și de timp și de chef și de... Așa, ce părere ai de Adi Adr, ce părere ai de Kawasaki R6F 2010-2011? Habar n-am, ar fi ok pentru începător. Dacă ești cumpătat și știi să stai cu minte, eu zic că e ok. Dorin Vintilă, vrei ca pasiune pentru motoare să o aibă și copiii tăi? Dacă o să o aibă, foarte bine, dacă nu, iarăși foarte bine. Droguri să nu consume, că în rest e ok. Daniel Terhici, faci un 0-100 cu motorul tău? Nope. Vlad Peleș, te-ai dat vreodată pe un ATV? Da, tocmai ce am zis. Savo Alexandru, dacă banii nu ar fi o problemă, ce mobră ți-ai lua? De momentan este o problemă, așa că nu știu să-ți răspund. Alex Ignat, de ce ai ales Bandit și nu un alt motor? Cred că mai zis într-un video că un prieten de meu vindea motocicleta asta și l-am luat. Eu aș fi vrut să merg pe un CB500 sau un GS500, dar foarte bine. Kendama sau Spinner, Alexandra Pașniciuc, nu știu ce sunt alea, pare rău. Sebastian Crăciun, ești la bere cu un subscriber, dacă face 500, ies și dacă nu face 500, ok. Robert Ionuț, când schimb mobra cu altă mobră sau dacă nu, o super sportivă, slabe șanse. Când o să faci face reveal, nu știu. Să vin Baia Mare, am fost luna trecută. Madalin Luca, face un top speed cu Banditul? Nu. La ce vârstă ai dat de permis? La 18 ani? Așa, Laurențiu Stoica, ce te-a motivat să faci motovlog? Nu știu, pasiunea pentru motoare și aș vrea să învăț oamenii pe motocicletă să conducă mai cumpătați puțin. La ce vârstă ai dat de permis? La 24 de ani, că mai devreme n-ai voie pentru motor. O să faci un race cu un alt motovlogger? Nope. Cârjă Cezar, când o să vii pe la Bistriț, am fost deja. Gabriel Marin, când faci meet la Brașovanzi? Nu sunt suficient de mulți oameni. Silvia Delia, dacă te întâlnești cu Intrepid, ar fi fain de făcut o listă cu avantaje, dezavantaje, moto, mașină, începând de la confort, pasager, asigurare, combustibil, verificări, înmatriculări, sezonabilitate, riscuri, elementul fanet, că sau poți să o faci singur că ești conducător auto. Dar clar, un dual vlog arată perspective diferite și fiecare cu partea lui de subscriber. Intrepid nu vrea să se întâlnească cu mine, nu știu de ce. Întrebați-l voi de ce nu vrea. Eu i-am propus. Nu vrea, nu glumesc. O să, când o să ne vedem, probabil o să facem. Că și el știe destul de multe și nu vorbește prostii. Și ar fi interesant. La un moment dat o să facem. Dacă vrea. Așa, Robert Muraru, ce vei face cu toba? Momentan sunt în discuții cu cei de la Jardin. Dacă nu o să o... Dacă nu pot să o dau înapoi sau ceva, o să o sudez. Mihai Pelmuș, vii la coastă la Poiana, normal. George Gherasim, în Bacău, când vii să faci un test drive cu al meu Bandit? Păi de ce merge altfel decât merge al meu? Eventual ne plimbăm împreună. Barbu Flavius,
când mi-a următor mergem la un panning, aduc eu fotografa. Fotografa? Mergem. Raul bărbat, la ce fel de motor te-ai gândit să-ți iei prima dată? Unul de 125. Cine te-a încurajat să te apuci de YouTube? Nimeni, m-a încurajat singur. Andrei Tânăs, vei mai ieși la o tură cu motorbike? Adineori, era pe aici, el s-a oprit, nu știu, testa un CBR de 125. Probabil o să vedeți la el pe canal. Anușca, Ana, crezi în miracole? Nu. Când a fost ultima dată, când ai făcut ceva pentru prima dată? Astăzi, ce activitate te face să pierzi noțiunea timpului? Păi, în primul rând, somnul, în al doilea rând, munca, plimbatul pe motor, plimbatul cu mașina, sunt multe. Ce nu ai face niciodată? Bun asta. Nu mi-aș încălca niciodată principiile. Cristi, ce vrea bandit să se facă când ajunge mare? Ce vrei, bă, bandit să te faci când ajungi mare? A zis că iar 6. Salut, banditule, care a fost prima ta motocicletă? Am zis, la câți abonați îți ales fața? 10.873.000 și ceva. Care e cea mai bună mașină? Volkswagen sau Opel? Vezi că ai scris greșit Volkswagen. Normal că Volkswagen. Depinde cum o întreții. Davide, ne zici că ești astronaut. Nie. Vrei sarmale? Nu, mersi, abia am mâncat. Dimitrie Răzvan, câți ani are banditoare? Câți ani ai, mă? 21. O să-ți iei motor mai mare? Nu vezi cât ai? E destul de mare. E suficient. La ce număr de abonați? Asta am zis. David Câmpan, când ai făcut primul accident de motocicletă? Undeva în viitor, sper peste 20 și ceva de ani. N-am făcut până acum și sper să nici nu fac. Cam astea au fost întrebările din Q&A. Vă mulțumesc și dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Facem și o rimă. Eu aici de la pădure, este foarte mișto. Am tirat, mă duc să mă plimb. Ne vedem, ceau. Fiți bandiți! De la mers subit pe la primul pas pe lună. Am făcut pași încet, am rămas în urmă. Am făcut pași rapid, ne-am rupt de turmă. Și pași înapoi, ce speranța ne curmă. Că facem pași mari pentru omenire.